Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. E absolut fascinant să urmărești cum se bagă pesediștii singuri în vorba aia și cum încearcă apoi cu disperare să iasă, să se salveze. Problema lor e că nimeni nu-i mai crede, nimeni nu le dă o mână de ajutor. Mă rog, mai există niște televiziuni care doar asta fac, le dau pesediștilor ajutor, zi de zi. Amintiți-vă cum toată marea creștere de salarii s-a transformat într-o isterie a scăderii salarii. Luni în șir, de la Olguța la Dragnea, toți apăreau la televizor și ziceau: nu micșorăm, vă rugăm să ne credeți, ne jurăm pe conturile din Maldive și pe lacul Belina, nu micșorăm nimic. Da, măririle ajunseseră să fie despre micșorare. Numai PSD e în stare de o prostie atât de mare. Și apoi, ca să fie treabă, PSD-iștii vin și dau vina pe cetățeni, pe popor. Dă și un comunicat astăzi pentru presă, în care spunem foarte clar că Guvernul, Ministerul de Finanțe, nu are nimeni de intenție să suspende, să oprească transferul de fonduri către fondul de pensii 2. Șefule, dacă n-aveai niciun fel de intenție, n-ajungeam cu discuțiile aici, nu? Da, cam ăsta e jobul ministrului de finanțe PSD-ist, să-i calmeze pe oameni. Ați observat cum sunt unii câini care aduc o liniște, care calmează? La fel sunt miniștrii de finanțe ai PSD-ului. Zi de zi aduc asigurări că guvernul nu va face o mare porcărie. Pentru că da, oamenii se așteaptă la porcării din partea acestui guvern, așa cum se așteaptă la greșeli gramaticale de fiecare dată când deschide gura Coana Veorica. Nu se întâmplă nimic cu bilonul de pensii. Uităm total de suspendare, categoric, la acea perioadă de la care această trimitere va fi o analiză făcută în ultimii 10 ani de zile, de când acest mecanism nu funcționează, pentru ca toți oamenii să cunoască toate datele, cifrele exacte, vis-a-vis de sumele plasate, randamente, costuri, dobânzi, absolut tot. Eu doar pentru informarea tuturor celor care sunt direct interesați. Sigur, pentru informare. Ce mincinoși. Dar să nu ne lăsăm impresionați de lacrimile de crocodil alb ale lui Teodorovici. Să nu ne pierdem vigilența în fața acestor animale de pradă care se smiorcă e mereu că sunt nedreptățite. Rețeta PSD-ului e simplă, ați văzut. Întâi aruncă prin cineva o chestie. Așa a fost cu pilonul 2, cu suspendarea contribuției. Pac, cineva de la prognoză, domne. Proiect de lege, frățică, de la prognoză. Auzi, o aruncă de acolo să vadă, prinde sau nu prinde, să vadă ce spune lumea, să vadă dacă se inflamează ceva. Dacă nu se inflamează, fac nenorocire, ți-au luat banul. Dacă apare scandal, încep PSD-iștii să se smiorcăie. Ce aveți, oameni buni? Ce? Nu e nimic, nu facem nimic. Nu, era o chestie așa, o porcărie de la prognoză, un nemernic de funcționar de acolo, mama lui.